Avem Constituția din 1923, care practic dă aceleași drepturi minorităților cu cetățenii până atunci doar români. Știți că erau diferite statuturi pe care minoritățile se puteau exprima, puteau deține sau nu proprietăți. În România puteau face sau reprezenta cadre din armata română și așa mai departe. În partea de arte plastice, de arte vizuale, cum le numim, putem să le numim acum, sunt ca filtru suplimentar pe care îl putem vedea cu ochii liberi și foarte ușor, și aici avem în partea stângă pe o plasmă rulând imagini, mai ales din acel arc temporar, un filtru al exotismului, pentru că odată cu descoperirea sau cu integrarea teritoriilor noi sau cu integrarea comunităților noi etnice, grupurilor etnice, practic în arta românească sunt descoperite, cu alte cuvinte, într-un sistem, să zicem, similar cu celelalte arte ale Occidentului, filtrul exotic. Dacă vreți, pictorii de la Paris mergeau în nordul Africii sau nu, de la Croa picta scene cu odaliști mergând foarte departe. Noi, românii noștri, trebuia doar să coboare puțin la sud, în zona Cadrilaterului, și acolo puteau să se inspire și să aibă foarte, foarte, foarte bune teme de găsit, de viață și de artă în paralel. Iată cum, practic, prin urmare, acest filtru exotic ajunge ca un factor, zicem, de multiculturalism, totodată și de cosmopolitism împreună, arătându-ne că artiștii nu doar că exprimau foarte atent temele multiculturale, dar acestea devin chiar motive. Adică cunoașteți cu toții că, spre exemplu, în opera lui Iosif Iser, odaliștele sunt practic principalul motiv, și el o spune cu toate ocaziile în interviuri și monografiile care au fost apoi integrate în mărturisirile sale. Mă rog, nu se poate arta lui fără aceste personaje. Interesant, poate să ne uităm în paralel și cu acest lucru la modul în care, practic, în titlul am folosit ideologii vizuale, practic cum au fost ideologizate până la urmă inclusiv aceste imagini peste timp. În partea de epocă comunistă pe care antevorbitorul meu o numea, au fost construite practic principalele monografii ale acestor artiști, care, mă rog, beneficiaseră de cataloage mai subțiri, mai punctuale pe evenimente în perioada interbelică, dar marile, să spunem, cataloage și marile monografii sunt alcătuite în perioada comunistă, în care, spre exemplu, pe cazul Iser, aceste odaliști apar ca o reprezentare nu a tătăroaicei sau a turcoaicei, ci mai cu seamă a condiției sociale joase, a oamenilor săraci, sărmani, care, cum ar veni, au fost oprimați în perioada monarhiei. Iată cumva, să spunem, o privire în aceeași ramă a unor diferite, cum să spun, ideologii care au folosit acea lucrare de artă ca obiect de interpretare diferit. Cred că ce este interesant să menționez este că nu, Școala de la Balcin nu este doar un exemplu izolat pentru, să-i spunem, arta românească din acea perioadă, din perioada interbelică. Avem în partea de nord extrem, cumva, Școala de Pictură de la Baia Mare, și ea, cumva, foarte apreciată și cunoscută tocmai pentru cosmopolitismul ei, pentru faptul că integra și aduna la oaltă minoritățile de atunci naționale, dar și de foarte departe, adică inclusiv din Rusia, din America Latină și așa mai departe, veneau artiști ca să studieze, să lucreze și să picteze acolo. Din urmare, cele două centre cumva ne arată, de fapt, să spunem așa, cele două centre de artă care au funcționat și în paralel o perioadă bună de timp, unii artiști români pendulând între cele două centre, arată cumva o posibilă, să spunem, alcătuire a acestui, să zicem, factor de cosmopolitism, de multiculturalism pe care îl numim noi acum, însă de o artă care putea funcționa organic ca apropiere între diferite minorități, între diferite minorități naționale sau nu neapărat naționale, pe spațiul teritoriului românesc, în paralel cu cele două centre, poate, de artă, București și Iași, care, cumva, să spunem, din alte puncte de vedere, erau mai folositoare pentru a pune în creuzetul naționalismului spiritul național care era căutat de unii artiști din epocă pentru a defini națiunea română, care era totuși o națiune creată recent.